Cei doi se cunoscuseră de puțin timp și au hotărât să plece să se relaxeze pe clisura Dunării. Vacanța s-a terminat însă brusc în comuna Șimian din Mehedinți, la nici 40 de kilometri de locul destinației. Șoferul a povestit martorilor că pe geamul mașinii sale a intrat o albină. Insecta l-a înțepat, moment în care speriat a tras de volan și a intrat direct în autoplatforma care venea din sens opus. După cum am auzit șoferul că l-au scos, că l-ar fi înțepat o albină. Și când l-a înțepat, a tras de volan și ăsta cu București. Ce am auzit de la el? Zvomă tare, tare, tare atât. Și când mai... ați ieșit? Când am ieșit am văzut lume multă, multă aici adunat. Altceva nu văzut nimic. Eu mergeam pe partea dreaptă, pe normal cum veneam, cum veneam spre asta și mă trezi cu el brusc în față. Frânai, dar, adică mă dădeai pe dreapta, deci frânai, dar nu am avut să zice că să ieși de mine. La locul accidentului au ajuns și pompierii, dar și o ambulanță. Șoferul și prietena sa au ajuns la spital, femeia fiind rănită mai grav. Am intervenit de asemenea și pentru asigurarea măsurilor pe SIV, pentru că în urma impactului s-au produs scurgeri de carburant și de ulei pe șosea. Mai departe o să ajutăm la degajarea carosabilului în vederea relorii circulației. Două dintre ele au fost duse la spital, cealaltă victimă refuzând internarea. Cea de-a doua victimă pot spune că este o femeie în jur de 46 de ani, cu un politraumatism minor, prietenul ei nu prezentând niciun fel de pericol. Din primele cercetări, se pare că cel care conducea un autoturism marca Opel a intrat pe contrasens și a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus dintr-o auto utilitară ce tracta o remorcă cu vehicule. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.